Celebrul actor Will Smith și-a făcut echipă în primul campionat de bărci de curse electrice din lume. El a devenit proprietarul formației Westbrook Racing, care va concura în cadrul campionatului mondial E1. În vârstă de 53 de ani, Will Smith are o avere estimată la 350 de milioane de dolari. And now I'm embarking on one of my biggest missions yet. The fight to save our oceans. Oceanele sunt supuse unei presiuni uriașe asupra mediului din cauza deversărilor de combustibili fosili și a poluării cu plastic. Bărcile electrice sunt, în primul rând, prietenoase cu natura. Noua echipă de cursa lui Will Smith va concura împotriva altor formații care s-au înscris deja pentru a participa la campionat. Actorul se alătură unei liste din ce în ce mai mari de personalități sportive care dețin o echipă E1, cum ar fi legenda fotbalului american Tom Brady, marele campion din tenis Rafael Nadal sau cântărețul Marc Anthony. Prima etapă a campionatului de bărci de curse electrice a avut loc la începutul lunii februarie în Arabia Saudită. Cea de-a doua etapă se va desfășura la Veneția pe 11 și 12 mai.